Ai, cum să nu apară fantome aici în pădure? Hey, uite, tati! Ia, vină încoace să vezi! Deci ce era să cași? Ioane, unde te duci, mă, acolo? Ioan! Salutare și bine ai revenit la un nou video cu Daniel și Dad Exploring. Așa cum ai văzut în titlul, astăzi am plecat să căutăm fantome. Dar de ce căutăm noi fantome? Pentru că aproximativ de o lună de zile, oamenii din sat au început să vorbească despre o fantomă. O fantomă care apare aici pe marginea râului, într-o casă părăsită, o rămășiță de mină. Și oamenii ieșind la plimbare în perioada aceasta au reușit și au văzut această apariție, i-aș spune eu, mai mult decât o fantomă. Haideți să vedem până la urmă despre ce este vorba. Dar de ce am crezut eu în această apariție? Pentru că zona în care noi locuim, undeva în jurul anilor 1700-1800, erau foarte multe mine, mine de cărbune și mine de fier. Iar în aceste mine lucrau foarte mulți copii, pentru că în perioada aceea ei considerau că dacă intră adulții în mină și mor, nu se mai poate genera specia, nu se mai pot reproduce, așa că trimiteau copiii în mină, pentru că ei considerau că mai pot face și alți copii în cazul în care se întâmplau accidente nefericite și din păcate se întâmplau destul de multe. Și nu de multe ori acei copii erau înfometați pentru că nu aveau ce să mănânce, nu li se dădea de mâncare, li se dădea foarte puțin bănuți ca să exploateze acele mine și mâncau lumânările. În perioada aceea lumânările erau făcute din grăsime animală. Abia după ce și-au dat seama că duc lumânările acasă și le consumă, proprietarii acelor mine au început să facă lumânările din ceară de albine. Știai, tati? Nu, le făceau din grăsime și după aceea le făceau din ceară de albine, ca să nu mai poată copiii să mănânce lumânările de foame. Și noi am venit acum la marginea acestui râu pentru că ei transportau lemnul și minereul de tot ce scoteau din mine se transporta pe râu, deoarece nu erau drumuri de acces. Și chiar aici lângă râu erau făcute și minele ca să fie cât mai ușor. Noi acum mergem să vizităm o casă, fostă mină, unde oamenii locali și oamenii în timpul plimbărilor lor au văzut această apariție, această fantomă. Ei cred că fantoma este un copil, este o fantoma unui copil, din câte vorbesc cei din satul nostru, și mergem să vedem și noi dacă reușim să o vedem. De aceea am așteptat până la Sfințit, pentru că au spus că au văzut-o la Sfințit. Hai să vedem ce găsim acolo. Ne apare fantoma sau nu ne apare? Doar acum am găsit o... Da, arată ceva așa ca ceva alb, ca un vol de mireasă. Haideți să vă arătăm și vouă, să vedeți. Nu știu dacă observați voi, acolo peste râu e ceva alb, dar e cam departe. Hai să trecem râul și să vedem despre ce e vorba. Hai că mai avem, hai! Dă-și mie mâna! Ajută-mă și pe mine! Glumesc, tati. Hai pe aici. Hai pe aici, să vedem. Wow, ce-am obosit! Auzi, asta a fost fazan. Cântecul acela a fost de fazan. Ioane, să dărâmă podul cu noi, bă! Vezi, asta e calea ferată, tati, pe care ei transportau minereul de fier și cărbunele dintr-o parte într-alta, peste râu. Okay. Vezi? Uite, uite jos! N-ajunge? Da? Hai să te iau eu în brațe ca să vezi. Hai să te iau eu, hai să te ia tati în brațe. Okay. Uite așa, of, așa. Hai că nu te ridic prea mult, să nu cazi. Vezi calea ferată? Yeah. Uite, asta e. Vezi? Dar uite cât a rezistat din 1800 și până acum. Da? Și te ține chiar și pe tine, care ai fundul mare. Nu uitați să vă și abonați canalului nostru, pentru că acum, de când se va da drumul la restricții aici în Anglia, vom începe marile aventuri. Vrem să venim și la o vânătoare de fazani în pădurile acestea. Vrem să venim să dormim noaptea cu cortul, da. Să vedem dacă rezistă Daniel departe de casă. A, crezi că rezist? Da, exact. A, da, o să plece el o săptămână de acasă, trebuie să meargă în tabără. Și uite, deja se vede intrarea de la mină. Ia uite, acolo în față, vezi? Hai să vedem, hai să mergem mai aproape. Noi o să mergem acum la intrarea în mină, dar aparițiile, localnicii spun că le-au văzut acolo jos, unde era casa proprietarului minei. Dar haideți să mergem până la mină, să vedem intrarea în mină și după aceea mergem și la casă, să vedem dacă ne apare cumva fantoma în drum. Da? Ia, hai să vedem până acolo. Uite, curge apă din ea, vezi? Se spune că... În anul 1820, în zona aceasta, funcționau 121 de mine. Erau 121 de astfel de mine, de cărbune sau de fier. Și lucrau în mine undeva în jur de 600 de copii lucrau în acele mine în perioada aceea. Ai curaj? Hai să vedem. Hai, că vin și eu cu tine. Să mergem mai aproape. Op, așa, să vedem ce găsim într-o mină abandonată. Bine, sunt închise deja minele, nu se mai lucrează, nu mai sunt în exploatare. Da. Uite, foarte multe... Vezi, uite, asta e foarte grea piatra asta și arată a fiera, cărbunea, ce arată, vezi? Uite, vezi cum arată? S-aude ceva. Da. Ia să vedem ce... Acum sunt păstrate doar pentru animalele sălbatice, doar pentru... cum îi cheamă? Oia, lilieci. Cucu! Ce-ai găsit? A piece of coal. Da? Păi ia-o acasă, tati, ia-le acasă. Okay. Să ai amintire. Da, minele mai sunt păstrate acum doar pentru animale și pentru lilieci. Pentru companiile de lilieci. Ah, uite o blască! You nearly stepped on it 2 times. Da? Yes. Prinde-o. No, I'm not touching it. Nu atingi? Why? It could be poisonous. Hai, dacă e o trăvitoare. O atingi? A fugit. No, hai, las-o că a fugit, tati. Las-o, tati, că a fugit. Haide. Oh, I see. Hai, tati. Da, ei mai păstrează, englezii mai păstrează aceste mine abandonate. pentru a ajuta habitatul natural și viața și tot ce înseamnă animale, broaște, lilieci, care s-a dezvoltat acolo înăuntru, nu au voie să le dărâme aceste mine, pentru că sunt un pericol. Dar în același timp, tocmai ce au refăcut 1 kilometru de astfel de mină și au transformat în tunel pentru bicicliști și pentru pietoni să treacă printr-un munte. Foarte interesant, o să mergem și acolo, când o să avem voie să trecem granița, pentru că este în țara Galilor și deocamdată nu putem să ne deplasăm acolo. Daniel se gândește atunci când au schimbat proprietarii minelor lumânările și le-au făcut, în loc să le facă din grăsime, le-au făcut în ceară și copiii au mușcat din ele și au văzut că nu mai e bun de mâncat. Și se gândește, ce gândeau copiii atunci? Unde te duci, tati? Bravo! Păi sunt mai multe drumuri. Imaginați-vă că atunci, în acei ani, drumurile acestea erau pline de cai, de căruțe și de oameni care căutau prin pădure și căutau viața, traiul, și care căutau fructe, lemne și tot felul de... Acum, drumurile acestea sunt folosite de noi ca să ne plimbăm și de englezii mai înstăriți să se plimbe cu caii pe aici prin pădure. Poate avem ocazia să vedem și un căluț la plimbare. Ce e planta asta și ce gust crezi că are? Ia spune-mi tu mie. Rupe așa, rupe așa și miroase. Ia miroase. Onion. A ce? Onion. A usturoi, mă. Garlic. Garlic. Miroase a usturoi? Asta este... A usturoi. Asta este usturoiul sălbatic. Uite-l cât crește pe aici prin păduri. Ce, tati? Nu e bun? E prea aromată. It tastes like garlic still. Ia uzi, biserica, bat clopotele. Ia, șt. Da. Bat clopotele la biserică. Sunt pline pădurile de usturoi sălbatic și de urzici și de... Încă n-au apărut floricelele, dar o să apară în curând și o să înverzească toată pădurea. O să fie foarte frumos. Abia aștept. I can't wait to eat more garlic. Da? Am găsit deja niște ziduri, uite cum erau făcute casele odată, dar nu este aici. Uite, ce ziduri groase din piatră. E piatră, tati. A, mai sunt și cioburi. Și cred că tocmai ce am văzut acolo în față... Haide, Ion! Tocmai ce am văzut acolo în față și casa cea mare, casa unde spun localnicii că au văzut acele apariții de copil. Casă veche, vă dați seama, de la 1750-1800 e făcută casa asta. Uite ce uși mici aveau. Da. Ia să vedem înăuntru. Da? Nu te du acolo pe marginea zidului, să nu cadă cu tine, să nu se rupă. Că după aia te transformi și tu în fantomă. Trebuie să... Uite, acolo era șemineu. Da, tati, uite, acolo făceau focul. Fii atent, uite, acolo era șemineu de foc. Sunt 2 șeminee. Uite. Pe unde, tati? Pe aici, pe sus? Păi eu vin pe afară, eu ocolesc. Ai grijă să nu cadă zidul cu tine. Unde, mă? Pe bune? N-am văzut-o, hai că poate... Ai, mă, tu râzi de mine. Aoleo. Ia să vedem, zice că acolo, la geam. Da, uite. Vă dați seama cum... Da, tati, e de la foc. Vă dați seama ce case aici. Adică poate iese păianjen mare de acolo după... Uite, uite păianjen de la mare, iese de acolo după horn! Uite, cineva a făcut focul acolo, vezi? A vrut să facă focul acolo pe coș. Dar cât de mici erau camerele, fii atent, ăsta e mijlocul aici. Și aici era o cameră. Și aici. Și aici era altă cameră cu o intrare separată. Uite, avea intrare separată, deci cred că... Păi da, două camere. Da. Și câte coșuri de fum. Da, tati. Da. And probably holding up most of the building. I saw a ghost and now I'm jumping out the window. Hey, uite, tati. Ia, vino încoace să vezi. Deci ce era să cad aici? Uite cum era, fii atent. Ai grijă să nu cazi. Da, tati, uite, parte din mină. Ia să vedem ce e înăuntru. Stai. Poate mă ia ceva de mână. Deci asta este sub casă. Asta era sub casă. Fii comori? Vă dați seama că e abia dărâmată chestia asta. E abia dărâmată chestia asta. Da? Nu cred, tati. Da? Ia să vedem. Wow! Wow! Păi da, dar crezi tu că putem să intrăm aici așa? Nu se dărâmă asta peste noi? Dacă se dărâmă asta cu noi, tati. I don't think it will. And if it will, viewers, stai să vedem. Stai să vedem ce e aici. Dacă dorm animale sălbatice aici. Uite acolo, cred că intrarea e pe acolo, prin colțul ăla, vezi, în dreapta. Tati, sincer, mie mi-e frică să intru aici înăuntru, pentru că dacă se sparge asta, dacă se surpă cu mine, cu noi. Hai să vedem. Hai, stai ușor. Stai ușor că ți-o dau imediat. Aolo, fiți atent, m-a făcut chicken. Și a zis că dacă nu intru, sunt chicken. Hai, cum să nu apară fantome aici în pădure cu așa... Deci fiți atenți că asta cu siguranță era acoperită și nu știe nimeni de intrarea asta. Uite, vezi? Era cum ar veni sub casă, duce către acolo și acolo, vezi, în dreapta mai e o intrare undeva. Da, tati, lasă-i. Uite, pe aici, acolo mai e o intrare. Haide să merg, stai aici, tati, nu te mișca. Hai să vedem. Aoleo, ce păianjeni mari sunt. Aoleo, stai că îmi pun gluga în cap. Deci, sincer... Aoleo, ce m-ai speriat. Da, tati, un liliac. Nu punem mâna pe el, îl lăsăm în pace. Un liliac. Da, tati, că ne-a simțit. Uite cum era, vezi? Bă, ce mă sperii, Ioane! Giant spider! Bă, nu mă mai speria! Sunt rădăcini! I think we should leave now. Ia, acum ți-e frică. I think this is territory not to be messed with. Uite aici. Bye, I'm leaving. Încă un. Da, cred că pe aici se ajungea în casă. Ia, tati. Ai fugit, a? Ți-e frică acum. Da. Da, tati. Are you down there? Da. Da! Hai! Ia, aici e un stâlp. Cred că aici era un stâlp de susținere care a căzut. Vă dați seama ce Cine știe ce comori... Cine știe ce comori sunt ascunse pe sub toată pădurea asta și prin case? N-avem de unde să știm. Dar cu siguranță ei au venit pe aici și au căutat cu... Sunt recunoscuți pentru căutători de metale, cu aparate de detectat metalul. Cu siguranță au fost căutate locurile astea. Dar, uite, așa din greșeală se fac marile descoperiri. Nu, tati? Ia, ai grijă la fantomă! Băi, ai grijă! Cred că e cineva pe acolo, pe jos. Oh, I left my stick. Unde? Over there. Păi poți să-l iei. A new one. Ah, bravo. This one is a stick. It's a... If you enjoyed the video and hopefully we post this and the ghost doesn't get us. Da. Sperăm să apucăm să ajungem acasă și să edităm acest video, să nu ne prindă și să ne țină aici în pădure fantoma. Nu știu dacă voi ați văzut-o, noi am văzut un pic, am auzit și niște zgomote ciudate, mai ales pe jos prin beci. Dar... Ce? Ai văzut ceva acolo? Ah. Și până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Ia zi, tati. Like, subscribe and hit the notification down below and select the all button so you get notifications whenever we post a new video. Cu alte cuvinte, abonați-vă! Pa, pa! Pa! Deci fii atent că tunelul merge până aici, la casă, și toți copacii ăștia au crescut după aia deasupra tunelului, vezi?